Pe lângă alimentele și obiectele colectate, oamenii îi pot ajuta și altfel pe ucrainenii aflați în suferință. Pe baza colaborării cu Arhiepiscopia Tomisului și astăzi este una din zilele în care preoții au venit să doneze, și, pe de altă parte, Jandarmeria Română, prin reprezentanții de la nivelul județului Constanța, contribuie astăzi prin donare de sânge, așa cum alți colegi de-ai dumnealor au făcut săptămâna trecută. Preoții au răspuns afirmativ inițiativei, s-au gândit la cei care trec prin ororile războiului și au venit să doneze sânge. Pe lângă darurile pe care le facem către cei din război, sângele este un dar în plus pe care, așa cum am spus, nu îl poate face oricine. Arhiepiscopia Tomisului îndeamnă credincioșii să dea dovadă de solidaritate și iubire creștinească și să participe la campania de donare de sânge pentru susținerea bolnavilor români, cât și a celor răniți din Ucraina. În această perioadă foarte frământată, când e nevoie ca viața să fie salvată, viețile multor oameni, Arhiepiscopia Tomisului cu ASCOR Constanța organizează donare de sânge. Au venit 10 de preoți începând de la ora 7 dimineața. Și jandarmii au fost prezenți la centrul de transfuzii sanguine din Constanța. Astăzi am venit cu 17 colegi de la Unitatea Specială 72 Jandarmi Cernavodă. Suntem colaboratori mai vechi ai centrului de transfuzii Constanța. Colegii noștri în permanență sunt dornici să ajutăm pentru această cauză nobilă de donare de sânge. Foarte important, văd eu, la nivel național, pentru că e nevoie în permanență de sânge și nu ne costă foarte mult să facem asta. Pot dona cei care au vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani, au o greutate de peste 50 de kilograme și nu au suferit de boli precum hepatită virală sau infecție HIV. Înainte de donare, oamenii trebuie să mănânce ceva ușor, sandvișuri, fructe sau lactate și să bea minimum 500 ml de lichide pentru a nu li se face rău.